văzut astăzi, să spunem, în casă, dar ne-am mai întâlnit de câteva ori. Greu subiect azi la, la România în direct. E greu și mă întotdeauna mă întreb cum o să arate pensia când vom fi noi de pensie. Adică aia va fi foarte interesant. Eu îmi pun baze mari în sistemul de stat. Știi? Nici eu. Adică, sincer, nu mă gândesc că la salariul meu o să iau cine știe ce pensie care o să mă ajută foarte tare. Ai accesat pilonul 2? Da, am și pilonul 2 și pilonul 3. Am făcut niște calcule, sincer îți spun. Nu sunt așa, mi-am făcut eu niște calcule. Nu pare că o să iau niște sume de bani care îmi vor, nu știu, îmi vor îmbunătăți un pic viața. Adică, da, mai vin așa 100-200 de euro, zic eu, pe lună, unul dintr-o parte, într-o, cam asta simt eu așa. Da, ceea ce sunt bani, sunt bune acolo, dar nu e marea salvare. Și da, bună întrebare. Și bine, nu o să plecăm în croazieră. Hai să simplificăm totul. Da, când o să ieșim la pensie? Dacă o să ieșim la pensie, pentru că... Mie că o să... Dar eu nu văd pensie așa ca pe o perioadă de odihnă, știi, mamă, ce de-abia aștept și atunci o să fie... Atunci mă distrez. Nu, da, da. Da, am venit cu o altă problemă. Apropo, tot de bani, tot de bani publici. Și una dintre chestiunile importante în societatea noastră. Vă mai aduceți aminte documentarul Recorder despre banii pe care partidele îl dau televiziunilor și instituțiilor de presă? E, după documentarul ăla apare o idee de schimbare a legii și acum vă povestesc. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Curtă reamintire întâi, acum 2-3 săptămâni a apărut un documentar Recorder, un film lung pe care încă îl găsiți pe site-ul lor și pe YouTube, în care jurnaliștii de la Recorder arătau cum partidele dau bani pe baza unor contracte de promovare în televiziuni și alte instituții de presă. Partidele, atenție, nu guvernul. Partidele politice din România primesc bani de la buget de ordinul zecilor milioane de euro într-un an și o bună parte din banii ăștia se duc pe propagandă către, ca așa se numește, chiar propagandă către televiziuni. E pus la punct un mecanism din ăsta care să eludeze legea, pentru că potrivit legii nu ai voie ca televiziune sau radio să iei bani direct de la un partid politic și nici ei n-au voie să te plătească, dar s-a demonstrat că se poate face. Există un mecanism, da. Există intermediari. Bun. Acolo, în interviul pe care Recorder l-a luat lui Marcel Ciolacu, acesta spune, domnule, dacă e așa, el mimând necunoașterea, eu vă propun să poate apare o schimbare la lege și așa mai departe. Și acum Europa Liberă spune așa, că schimbarea asta la lege ar putea să apară. E o propunere a autorității electorale permanente. Europa Liberă, de altfel, e principalul site, e cel care a început dezvăluirile, cel care ne-a atras atenția și a spus, băi, ia vedeți ce bani dau ăștia aici. Și se zice așa, AEP zice, domnule, nu mai aveți voie să cheltuiți decât o treime din banii pe care îi primiți pentru presă și trebuie să ne spuneți cui. Adică, dacă ai dat banul, trebuie să spui. Ai dat banul, spui cui. Și, adică, încearcă să facă un pic de transparență. Ceea ce e bine, în principiu, dar asta e doar o propunere de lege. De ce nu am eu încredere în chestiunea asta? În primul rând, nu știu de ce limita asta de 30% e... De ce e 30% și nu e 50% sau 80% sau 10% sau 1%? Nu cumva acest 30% stă exact... Înseamnă, de fapt, suma de bani pe care eu cheltuie în acest moment? Adică, de fapt, nu se produce nicio schimbare? Asta e prima observație. Doi la mână, ce înseamnă în momentul în care un partid dă banii la intermediar? Cum o să verifici dacă a ajuns la televiziune sau nu? Și trei la mână, de ce n-am încredere în chestiunea asta? Eu mă uit întotdeauna la cine este șeful AEP. Domnul Constantin Mitulețu, da? Așa cred, îl cheamă pe dumnealui. Domnul acesta este un personaj cum numai în povești poți să găsești. E un personaj care, tehnic, într-o societate cu toate bârnele acasă, nu prea ar putea să fie șeful unei astfel de instituții. Domnul Mitulețu Buică are o, cum să zic, un șir de acuzații la adresa sa, deci să se ridică părul în cap, așa, stai câteodată să te gândești. Deci, în momentul ăsta... Nu știu de ce te surprinde, e perfect românească treaba. Da, e în grafic, dar aici s-au adunat prea multe. De exemplu, în momentul ăsta, AEP blochează organizarea a
50 de alegeri în diverse localități care au rămas fără diversi alegători. De asemenea, nu pune în executare o decizie a justiției privind darea afară a unor lucrători din AEP care au fost dați afară pe nedrept de către domnul acesta. Are un dosar de abuz în serviciu, trimis în judecată, retrimis de instanță înapoi și aflat acum la parchet. Ce să mai zic? Este suspectat de conflict de interese. Da, ăsta e un lucru care trebuie pus în vedere. Și nu mai zic că sunt multe alte, nu mă gândesc la neregulile de la alegerile din 2020, câte probleme au fost acolo. Trebuie să vă mai spun că în conducerea AEP, lucrând împreună cu acest cetățean care conduce AEP, există și un cetățean care a fost condamnat pentru, și eu de fiecare dată când zic asta rămân așa, pentru înjunghierea unui cetățean de la alt partid. Deci când erau ei amândoi mai mici la Craiova, domnul ăsta de acum la AEP, nu ăsta, nu șeful, altul, da? A fost condamnat pentru că a înjunghiat pe un cetățean care era... Se numește tentativă de omor. Așa se cheamă. Așa se cheamă, da. Și încă o dată de fiecare dată am zis, bă, da, cum faceți voi când faceți lucrurile acolo? Uite, de asta am cea mai puțină încredere. Pentru că există o listă de fapte și de elemente din trecut care ridică semne de întrebare. Acum, dincolo de asta, da, aștept cu încredere. Deci dacă legea asta se modifică conform propunerilor ăstora, doamne, n-am ce să zic, să modifică. Da, eu las aici un semn de întrebare și zic, fraților, mi-e greu să cred asta. Adică mi-e greu să cred în daruri venite de la greci, cum s-ar spune. Aștept cu încredere să se facă și încă o dată de ce e important. Că oamenii zice, dar ce te interesează, bă, că dau ăștia bani la partid? Păi te interesează. De ce mă interesează? Mă interesează pentru că mi-e teamă că banii aceștia fac tăcere și mi se pare mai grav să nu povestești, să nu vorbești de anumite lucruri decât cele care se vorbesc în spațiu public. Știi că sunt știri care apar, care sunt comentate în fel și chip. Dar cel mai tare mi-e teamă de știrile care nu mai apar deloc. De-aia aș vrea să le aud. De lipsa întrebărilor. Domnule, de ce s-a întâmplat în cazul Emilia Șercan? Ce se întâmplă cu doctoratul domnului Ciucă? Ce s-a întâmplat cu doctoratul domnului Câmpeanu? Și cu multe alte lucruri. Și cu conferința de presă cu BMW-urile de la Ministerul de Interne. Băi, când s-au dus trei redacții, băi, ne facem de rușine că vrea să lăpine. Asta mă doare mai tare. Tăcerea care se așterne. De asta e important și inițiativa asta, dincolo de ce am spus, e bună, da? Pentru că ea, dacă se pune în practică, ne mai dă un instrument. Dar la comportamentul actual al partidelor, greu să cred. În fine. Asta e tot ce am avut de spus azi. Cătălin, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica de la bun început, o puteți găsi integral în câteva momente pe site-ul nostru europafm.ro sau pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM la secțiunea Live. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.